Stai așa, în momentul în care dai un sfat, dai un sfat pentru persoana respectivă. Da, dar tu mi-ai dat sfat, ei, nu, Marina, Nu, dar cine zice că ai dat un sfat? Dar cine ai zis? Bă, Marinescu spune că, stai puțin, Marinescu spune că dacă dai un sfat, un om îl ajută. Dar ai demonstrat până acum, mai ajutat tu pe cineva cu vreun sfat? Păi stai mă așa, fratele meu, că... Păi, dar nu-i normal să vrei să folosești de cineva, îți dau un sfat ăla care nu pui ăla. Păi, să înțeleg atunci dacă e normal. Nu folosești de lume. N-ai să-ți explic ceva, nici măcar nu fiu aici. Fata n-a zis două cuvinte timp de o săptămână cât a stat, mă foloseam eu de aceea. Cum adică n-a zis două cuvinte? Mă, Marinescu, de ce avere? Dar nu-i caracterul meu că fac treaba asta. De ce ai ajutat un om? În gală te-ai uitat la materialele cu ea. Cum n-a zis două cuvinte? Aici nu există așa. Păi asta era ideea, că Marinescu asta vrea. Mi se pare că n-am eu de-astea, nu sunt bărbat. Dacă ești masculină, lasă-mă. N-am eu nevoie de așa ceva. Ia să-mi placă mie mai mult de Marinescu, pentru că Marinescu nu mai este. Marinescu nu mai este în acest moment cu Maria, pentru că ea văzut de acasă. Nimic vrei? Da. Cu ce te ocupi? Sunt antrenor de fotbal. De fotbal? Da, de fotbal. Câți ani ai? La vreo echipă? 24, da, am jucat. Ce să zici? Ca ce echipă ai jucat? La Liga 2, la Unirea Turungeni și Liga 3, la Liga 2, la Unirea Turungeni. Doar ține încet că s-a pierdut. Nu că nu m-am pierdut, răspund la toată lumea, dar nu pot să fiu atent așa, Fecioară. De unde ești? București, am mai spus. Top 3, Top 3 n-am, dar mă uit acum și fac eu un top 3. Dar asta înseamnă că și trebuie să vorbesc cu ele mai mult sau top 3, da, top 3 din ce văd, doar aspect. Da. Faci ce simți tu. Da, corect. Nici nu știu care e combinată cu cine, nu știu nimic. Top 3. Nu trebuie să știi asta. Da. Tu? Cum te cheamă că nu mai știu? Sea. Bun. Pe tine cum te cheamă? Andreea. Și tu? Rosemary. Da. Nu este un tot, toate sunteți frumoase, sunteți mai frumoase în realitate decât la televizor, dar... Am făcut, da, n-aveam cum să știu, nici nu m-am uitat la ultimele episoade, nu m-am uitat. Să înțeleg că-ți plac brunetele. Nu neapărat. Am luat așa în mare, pe repezeală, se poate schimba topul, nu e un top fix. Nu e un top fix. Da. Alte întrebări? Care a fost ultima ta relație? Ultima mea relație a fost ca durată? Sau când a fost? Așa. Acum când a fost? Ca terminat ultima ta relație. Păi a fost acum... un an jumate, o relație pe bune, nu gagicăreli și de-astea, relație. Și a fost 9 luni, 10 luni pe acolo. Cea mai lungă. Asta a fost cea mai lungă relație și ultima relație. Asta a fost. Deci când s-a terminat? S-a terminat pentru că? Pentru că a fost ceva mai nasol la mijloc și nu... Te-ai înșelat sau ai înșelat? Nici. S-a subînțeles ca și cum am înșelat-o, dar n-am înșelat-o și a crezut mai mult prietenele. Și tu nu înșelți să înțeleg sau ce? Am înșelat, dar m-am bătălit un pic. M-am bătălit un pic. Vezi, ne înțelegem bine. Dar ți-ai tatuat propriul nume? Nu, așa îl cheamă și pe tata. Ah, ok. Bă, dar ce ar putea scoate productiv fata aia din sfatul lui Marinescu? Uite, bă, nu-i vorba de sfatul lui Marinescu. Bă, dar tu știi. E vorba, uite. Bă, sfatul lui a fost bun, nu vorbiți prostii, că sfatul lui a fost bun. Se crea ceva dacă se certa ele două, se crea ceva. Uite, eu atâta zic, Cazi. Putem compara parcursul ei în săptămâna în care ea a vrut să apropie de Marinescu, certuri cu Maria, certuri cu el, certuri cu ăla, și fă o comparație ipotetică. Dacă ea s-ar fi apropiat de Alexandru. Ăsta oricum nu vă gândeam. Eu aștepta să bați în cuplu. Eu ard de nerăbdare să bagi odată într-un cuplu. Exact ce ziceam ăsta, nu vă gândeam că el e cu cuplurile. El e doar pe cuplurile. Gata, aștept chiar rapid. Asta e un moment foarte jenant pentru Marinescu. Voi acum încercați să scoateți. De ce jenant? Stai puțin! Pentru că fata a crezut că tu vrei să pun să facă ceva forțat. Păi ea, înțelegi? Să zicete cu Maria pentru tine. Înțelegi? Doi, voi vreți acum să dați în ea, vreți să dați
ca să o faceți pe Maria să se simtă bine cu Maria, că tu o să te împaci cu Maria zilele astea. Eu bag mâna foc pe de chestia asta. Pentru că o să se întâmple chestia asta, înțelegi? Cunoști vreun băiat din casa băieților? Da. Pe cine? Cazi. Cazi. Te iubit, știu. De unde știi? Știu. De unde? Pentru că este iubitul ei. A, da? Uh-huh. Nu, eu prinsesem doar când erați certați sau nu știu ce aveți. Erau, nu mai suntem. Am înțeles, e bine. Măcar am și pe cineva acolo să vorbesc. Ai cale dacă e? Încerc măcar. Intrăm după el, cică. Pe două de fiecare. Nu luăm din casă, stai. Ai în linie așa. Bă, dar nu, aici? Hai să ne ascundem, nu aici. Hai să ne ascundem, are dreptate ăsta, aici. Aici, aici. Când intră, știi? Lindră. Eu îl spară voi, da? Da, dacă e ceva. Nu s-auzi, nu s-auzi. Băi, dacă nu mă, Lucian, dacă e ceva. Lucian, că așa nu te vezi. Poți stai și în picioare. Aveți grijă de voi, fetelor? Și tu. Pup. Mai mult tu. Pupi! Să n-ai vreo surpriză când ne duci în partea cealaltă. O să am, sigur. Aole. Mă aștept. De ce nu faci? De ce? De ce? Surprizele sunt frumoase. Ia, ia, ia. Ce i-a făcut? A, vrea să-l bat cu perne. Știi? Îl bat cu perne, cred. Bă, ce nebunie să mori. Bă, ia să ia acolo, Alexandru. Cu ce ați fost asta, mâncă-vă și gura voastră? Hai că ar da și cu odruz dacă e. Na, și ție, dă tem. Știi că sunt un pic pe mâine, nu știu ce au dat. E ulei. Ulei e? Hai că ați făcut tărăboi mare dacă e. Gata, mă. Frate, îmi pare bine. O, vă luat ce picioare frumoasă. Bă, mamă, ce artiști? Bă, stai de la mine, bă, de tu? Doamne, așa. Cu cine dansa? Radu? Cu cine dansa? Stați, bă, lăsați băiatul pic. Stai că zic mi-am să stea jos, lăsați-l. Nu, că am zis eu că dansează cu cineva, vreau să văd dacă mi se pronostic. E, pronostic, știai, aici e pronostic. Dale timp. Unde? Acolo, 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 acolo. Unde vrei? Poza, poza, sus. Bine că ne-am mai pus-o în mijloc data asta. Am pus-o fiind lângă Romeo, că o să mă ia la, o să mă ia la. Ah, nu ia la bătaie nimeni. Da. Dar nu știam, nu știam. Dar nu știu, doamne. Știai? Bă, nu mi-a spus, nu pronostic, mi-a spus nici fetele că am intrat. Dar doar a spus asta că dați să ia. Am dar pot, dacă îți place să ia, poți să rupi pentru ea. Dar te-ai schimbat puțin la față. Te-ai schimbat puțin la față. Am văzut că te-ai la bătaie. Radule, iubește, te punește pe Romeo, n-ai nicio șansă, zic eu. Cum? Inimioara ei e dată lui Romeo. Cine să mă îndrept? 24. Mulțumesc. Mersi, la fel. Ce față are. Nu prea-i combine. Că îi place dacă a luat-o la dans și alea. Am văzut că zâmbește și am luat și eu ceva ce... Eu ți-am zis, eu ți-am zis că ești viperă. Oh my god! Ce explozie! Vine să ia! Romeo, ce ai?
Bravo, puile! Nimic ce să am. Vorbeam și eu cu băiatul. Aha. Vorbeam și eu, ai zis că ai fost cea mai zâmbăreață acolo și păi da, ce vrei să plâng? Normal, dar toate fetele au zâmbit, nu numai eu. Tu ai zâmbit în mod, tu ai zâmbit în mod special. Băi, atunci l-am spus aia că tu ai zâmbit. Măseia. Oh, viața mea. Bă, dar nu și băiatul n-a venit pentru mine, am zis și eu așa că va veni un băiat pentru mine. Bă, da? Seia, eu i-am zis și băiatului, dacă băiatul te place și vrea să lupte pentru tine, e liber, adică nu pot să eu fac zic eu. Că deja e prea devreme să zic asta. E da, prea e devreme, dar ideea este că tu, Romeo, ai zis că o să spui ceva. Ce? Ce Romeo, ce o să spui? Nu, nimic. Gen, nu știu. De ce ai oprit-o, Mario? O să spun, normal. Dar înainte de toate vreau să-i spun ceva, Maria. De ce-i forțează mâna lui Romeo? Mariana! Stai-mă puțin. Mariana, am văzut că ai zis în episodul de ieri. M-am uitat și eu puțin așa, de curios. În momentul când am avut eu o mică dispută cu tine, ai zis, păi Romeo, ca și cum eu te-aș folosi pe tine. Ai zis că vorbeai cu cineva din casă, nu mai știu exact cu cine. Ai zis că am vorbit cu tine câteva zile, o săptămână și oricum eu nu o să mă îndrept niciodată spre vreo fată, pentru că eu fac chestia asta intenționat. Mă îndrept spre fetele noi intenționat, pentru că voi ști, pentru că eu știu că ele pleacă. Așa și? Și nu o să-mi fac niciodată o relație în această casă. Așa da? Și? Asta ai spus, asta e părerea ta. Și să, de unde știi tu că fetele noi pleacă mereu? N-ai de unde să știi, în primul rând, chestia asta. Și în al doilea rând... Am zis-o și eu așa, la mișto. A, ok, lasă asta. Că așa, vreau... așa, altceva? Și uite, vreau să-ți zic că... tu ai zis că nu o să-mi fac niciodată relație în casa asta. Vreau să zic că mi-am făcut deja o relație în casa asta. Foarte bine. Și iubita mea stă chiar... Stai-mă puțin! Da! Așa și... Iubita mea stă chiar în acel ecran. Felicitări! Am vrut să-ți demonstrez. Am vrut să-ți demonstrez că uite... Dar tu ce-ar să-mi demonstrezi mie acum sau cum? Uite, nu ție să-ți demonstrez. Și de ce ai vrut să-mi spui mie personal dacă nu vrei să-mi demonstrezi mie? Păi nu vreau să-ți demonstrez ție nimic. Am vrut doar să cum sunt? Ia uite ce spune Adriana, că săptămâna trecută ai sărutat-o pe Mariana. Sau ai nu m-a sărutat el, Iulana. N-am sărutat-o eu. Mariana m-a sărutat. N-ai din gură că m-a cupat un pe-al doua. Altceva ce vrei să mă zic? Care e iubita lui Romeo? Lămuriți-mă și pe mine. Și eu care credeam că săptămâna asta face Romeo cuplu cu tine. Păi stai mă că tu vorbeai cu Mariana. Băi, Mariana a zis că eu nu o să fac niciodată cuplu în această casă. Uite că eu am făcut un cuplu. Asta tu faci acum ca să te mare. Mariana, mai cuplu ca să-i demonstrezi mie în momentul de față. Nu mai fi geloasă, nu mai fi geloasă, că nu mai are sens. Nu are nicio treabă. Păi știu de Romeo. Romeo, eu nu am văzut nimica. Eu n-am văzut că v-ați declarat. Eu n-am văzut camera roșie. Toate fetele au sărit pe mine că vai, domnule, că vreau și ele să știe că tu ai sărit cu gura. Bă, dar vreau să spun. Romeo, ai cerut-o pe fata asta. Romeo, păi ce faci, Romeo? Ai uitat-o deja pe Mariana. Am cerut-o pe fata. Adică ai cerut-o să fii într-un cuplu cu ea, să mă refer. Ce, Adriano, n-am avut fiți. Ai din gura. Nu mai sunt, chiar dacă sunt eu mai bătrân, așa cum zici tu, nu. Romeo, m-ai dezamăgit, Romeo. Romeo, dar noi nu am. M-ai dezamăgit. Pe tine? Da! De ce minți? S-am dat eu vreun mesaj ție? Da, tu mi-ai dat! Marinescu, n-ai tu pe o să pun. Eu fac ce vreau eu, Maria, nici de cum ce-mi zici tu. Bă, Joculete, ți-ți plac chestiile astea, tu vrei insigna aia, tu vrei chestiile astea, eu vreau ceva real. De ce vrei să umilești femeia asta și nu-ți e rușine puțin? Minți! Nu minți! Minți! Nu minți! Nu minți! Ești în continuare o persoană importantă pentru mine și... Bă, du-te mă de aici că nu te pot asculta! Ieși de aici! Lasă-mă! Puterea dragostei continuă! Ne revedem de la ora 17! Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube! Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.